Între timp, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a acuzat Ungaria că discriminează cetățenii altor state europene pentru că oferă combustibil la preț redus șoferilor cu mașini înmatriculate în Ungaria. Restul plătesc prețul pieței cu 60% mai mare. Ungaria a început să aplice prețuri diferite la carburant după ce s-a confruntat cu un așa numit turism de alimentare. Și mulți români treceau granița să cumpere benzină și motorină mai ieftină. Astfel de afișe prin care șoferii mașinilor înmatriculate în altă parte decât în Ungaria sunt anunțați că trebuie să achite un preț mai mare pentru benzină și motorină sunt lipite în toate stațiile de carburant din țara vecină. Ungurii plătesc 479 de forinți litru de benzină și motorină, în timp ce restul dau aproape dublu. E o discriminare totală. Tot ce este matriculat pe Ungaria au dreptul să alimenteze la preț mic, adică la 1,25 €. Noi acum la 2 euro. Decizia de a aplica un preț mai mare pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în Ungaria a fost luată de guvernul de la Budapesta luna trecută, după ce în noiembrie anul trecut oficialii stabiliseră preț maxim la care pot fi vânduți carburanții, de 480 de forinți. Măsura a dat naștere la acea vreme la un așa numit turism de alimentare cu carburant. Cetățenii din țările vecine Ungariei, printre care și mulți români, veneau să facă plinul. Ai fost și tu să alimentezi în Ungaria? Da. Cam de câte ori? De 4 ori. Au fost care mergeau să posta pe Facebook, pe rețele sociale, despre prețul carburanților mai ieftini. Comisia Europeană a anunțat că a primit mai multe plângeri de la șoferi, care s-au confruntat direct cu prețurile discriminatorii, atunci când au alimentat la benzinăriile din Ungaria. Un purtător de cuvânt al Comisiei a sugerat că poziția guvernului de la Budapesta ar putea încălca normele de reglementare ale pieței comune a Uniunii Europene. Restrictions to the single market can only be justified on the basis of public order, public health or public security. They cannot be justified based on economic grounds. So whenever member states and national authorities impose restrictions, those need to be justified, non-discriminatory and also proportionate. Itt most egy rendkívüli helyzet van, és rendkívüli helyzetben azt kell tenni, amit a helyzet megkövetel. A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg, és ilyenkor az általános szabályoktól is szabad, sőt szerintem kötelező is eltér. Comisia Europeană a anunțat că Ungaria riscă sancțiuni dacă nu va renunța la prețurile discriminatorii la carburanți. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.